Partidele FC Zalău, Sănătatea Cluj, CS Oșorhei, Unirea Deș, FCM Baia Mare, Gloria Progresul și Arieșul Turda, CSM Sighetul Marmației au deschis astăzi etapa a noua. Echipele județului nostru, Metalurgistul Cugir și Industria Galda de Jos, vor juca însă sâmbătă. Cugirenii acasă cu Avântul Reghin, Găldenii în deplasare cu Unirea Jucu. În cazul unei victorii, Metalurgistul poate urca până pe locul 2 în clasament, iar Industria poate ciupi punct sau puncte de la colega de suferință Unirea Jucu, ambele combatante situate în subsolul clasamentului. Înainte acestei etape, Metalurgistul ocupă poziția a patra cu 14 puncte, iar Industria locul 12 cu doar 7 puncte. Lider al seriei este FCM Baia Mare cu 19 puncte, iar lanternă roșie a clasamentului Sănătatea Cluj cu 1 punct.